Salut, sunt Alex, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală. Aici la mine este viscol, este iarna, ninge foarte mult, bate vântul foarte tare, așa că m-am echipat foarte bine și în clipul de astăzi vă iau cu mine la plimbare. Da, de fiecare dată după ce termin lucrul, ca să-mi limpezez puțin mintea, ca să mă relaxez puțin, ies la o plimbare. Mai nou mi-am luat un echipament destul de bun de iarnă, așa că de fiecare dată este o plăcere să ies, chiar dacă nu este vremea tocmai prielnică pentru așa ceva. Cu ocazia asta testăm și camerele de pe iPhone 13 Pro Max, acum filmez cu lentila ultra-wide. Un lucru foarte tare ce nu mi-am dat seama, eu filmez mereu cu camere, e bine, pe telefoane ai o lumină care poate să se aprindă, să te ajute atunci când este noaptea. Deci nu este o problemă foarte mare pentru vlogging, da? Dar pentru atunci când filmez altceva, vedeți că pot să folosesc senzorul principal, care este foarte bun în lumină scăzută. Vedeți că și stabilitatea este destul de bună și putem aici să vedem luminițele de la mine din sătuc. Bineînțeles, din nou folosesc în continuare microfonul lavalieră. Un lucru foarte important ca să ai în lumină scăzută rezultate cât mai bune, trebuie să pui un frame rate cât mai mic, da? 30 sau 24. Eu m-am dus acum cu 24, teoretic este un view așa mai cinematic, dar rezultatele vor fi mai bune. Ia uitați cât de fain se văd toate luminițele astea. Sunt curios cât de bun o să fie zgomotul ăsta la vânt, dacă o să fie deranjant sau nu pe clip, dar da, cam asta pot să obții cu Rode Wireless Go 2. Asta folosesc eu acum. De obicei eu nici nu prea mă prind pe aici prin centru, dar având în vedere că aici sunt cele mai multe luminițe, am zis să începem de aici și vedeți că vedem deja un brad. Da, avem aici un brad destul de interesant. Bradul ăsta nu este mereu aici, este bineînțeles doar aici atunci când este iarna. Da, bradul ăsta a fost montat recent și vedeți că a fost și împodobit. Acolo în spatele bradului avem primăria și sparcase, un fel de cec, cum este la noi cecul, da? Și mă miră și pe mine cât de bine se vede totuși în condițiile astea de lumină camera asta de pe iPhone 13 Pro Max. Spuneți-mi dacă vreți să încerc treaba asta și cu camera de pe acel Poco pe care l-am luat. Nu știu dacă o să se descurce chiar atât de bine, dar ar fi interesant de testat. Un lucru pe care îl observ este faptul că avem acel lens flare care nu arată foarte bine noaptea. Observați punctele alea așa aproape verzi care le văd aici pe imagine. Și aici este și biserica din satul ăsta unde mă aflu eu. Pot să spun că este destul de mare, adică este ca o mini catedrală, dar bineînțeles este o biserică catolică. Totuși să vă arăt cum se vede lentila asta ultra-wide dacă nu avem lumina în față. Da, lentila ultra-wide nu se descurcă foarte bine pe întuneric, a fost puțin îmbunătățită, dar în continuare imaginea este destul de slabă pe întuneric. Dar eu spun, dacă avem totuși această lumină, de ce să nu o folosim? Este foarte la îndemână. Eu mă gândeam că ar trebui poate să-mi iau o altă lumină care să pun aici pe standul meu, pe trepiedul meu, dar atâta timp cât avem lumina asta la iPhone, mie mi se pare o chestie foarte tare că poți să filmezi și să folosești LED-ul și bateria oricum ține foarte mult, nu prea ai de ce să-ți faci griji în direcția asta. Așa că din punctul ăsta de vedere este mult mai utilizabil decât credeam eu un setup din ăsta să faci vlogging chiar atunci când este seara. Și cam așa se vede lentila principală, dar vedeți că este mult prea zoom-in din punctul meu de vedere, da, și nu ești sigur că nimerești de fiecare dată unghiul corespunzător, adică s-ar putea foarte ușor să nu fii în cadru atunci când tu te-ai aștepta să fii în cadru. Dar da, eu zic că este mult mai utilizabil senzorul principal, este un senzor mare, stabilizat cu acel senzor shift stabilization, ceva destul de interesant din punctul meu de vedere. Deși avem o grămadă de zăpadă pe aici, vedeți că zăpada se topește încet, încet, așa că nu știu exact cât de mult o să rămână zăpada asta. Pe weekend avem planuri să mergem puțin în munți, pentru că acolo ar trebui deja să fie zăpadă serioasă. Acum observ că avem aici panouri solare, dar pentru lumina asta de sus văd că se utilizează panouri solare. Cred că panourile solare sunt foarte utile pentru astfel de becuri, mai ales dacă sunt undeva unde este mai greu de tras un cablu, poți să folosești panouri solare și poți să ai lumina asta de noapte. Sunt curios până la ce oră sunt deschise aceste lumini, pentru că am impresia că undeva după ora 12, cred că ele se vor stinge totuși, nu cred că o să stea așa până dimineața. Și uitați aici cum bate vântul, observați cum se mișcă pomii ăștia. Chiar bate tare vântul, dar bine că m-am echipat cum trebuie. Eu mă uit la niște canale destul de interesante pe Japonia
se numește canalul Virtual Japan. Vă recomand și vouă să vă uitați. Acolo cineva face exact cum filmez eu acum, pur și simplu merge pe străzi și arată cum este pe acolo peisajul. Bineînțeles, în Japonia, în Tokyo, este mult mai interesant să ai o astfel de plimbare. Nu face el niciun comentariu despre clipului și este chiar foarte relaxant de urmărit. E ca și cum te-ai plimba tu în Tokyo, în Japonia. Și bineînțeles, pentru mine este interesant, pentru că mie îmi place foarte mult Japonia și sper să ajung odată să vizitez Japonia. Deci dacă vrei să poți să filmezi pe întuneric, încearcă să pui framerate-ul cât mai mic. Dacă vrei să postezi un framerate mai mare, o să ai nevoie de lumină. Da, poți să-ți iei o lumină, un panou din ăla luminos cu baterii și așa mai departe, dar vedeți, pur și simplu fără nicio lumină, cu iPhone poți să filmezi destul de bine. Și ia uite ce decorațiune interesante. Este acolo un glob și sincer nu știu exact cum este alimentată luminița asta de aici, da? Vedeți că este pur și simplu alimentată undeva. Cred că are acolo un punct de alimentare. Și uitați aici, în grădină, la omul ăsta, o chestie așa împodobită, care arată destul de interesant. Foarte fain să vezi chestiile astea atunci când ești la o plimbare. Multă lume a început deja să-și pună decorațiunile în funcțiune. Un alt lucru care s-ar putea să te ajute este o telecomandă prin Bluetooth. Este destul de ieftină, cu care poți să oprești și să pornești filmarea așa cum ai nevoie. Bineînțeles, te poate ajuta și să faci poze. Chestiile astea sunt destul de ieftine. Poți să găsești și chestii mai calitative, dar în general își fac treaba. Pur și simplu este nevoie de ceva care să simuleze că apeși volumul în sus și cam aia este treaba. Aici în Germania sunt o grămadă de zone din astea pe unde treci dintr-un cartier în altul. Nu se poate trece cu mașina, dar așa pur și simplu între două proprietăți este o mică cărăruie și poți să treci în cealaltă stradă mai departe. Din păcate aici nu este foarte iluminată, dar vreau să vedeți cam cum se vede treaba. Și ia uitați că am ajuns la niște decorațiuni foarte interesante. Și acolo atârnă un moș Crăciun. Prima dată m-am speriat, am crezut că e cineva, dar de fapt este doar un balon. Și în partea aia avem așa un stâlp luminos. Foarte interesant cum se gândesc oamenii să-și decoreze. Și vă întreb și pe voi, cumpărați ceva instalații din astea pentru iarnă, să le puneți la decor sau nu? Eu mă amintesc când eram mic, mereu aveam câte un brad sau ceva, da, cu o instalație din asta. Problema era că de fiecare dată se cam stricau. Instalațiile astea erau foarte ieftine, se încălceau, trebuia să le descălcești, pierdeai o grămadă de timp. Sunt curios acum, astea mai moderne, cu LED-uri, probabil că se descurcă mult mai bine și cred că poate chiar consumă mai puțin. Un lucru ce îmi place în zona asta unde locuiesc eu, nu prea seamănă casele între ele, da? Pur și simplu mergi pe stradă și fiecare casă este într-un stil aparte. De obicei chiar ține cont de uniformitatea terenului sau cum să zic eu. Uneori dacă sunt niște dealuri, vezi tot felul de etaje, da? Sau chestii subterane, foarte bine gândite, astfel încât să fie cât mai încăpătoare, să-i spunem așa. Și da, au fiecare un design aparte. Uitați de exemplu cum are aici omul ăsta băgat în mașina sub balcon, foarte interesant. Da, cam asta este treaba. Și mi-ar place sincer să mergem și la München de Crăciun, să vedeți cam care sunt acolo decorațiunile. Pentru că München este unul dintre cele mai mari orașe din Germania și cu siguranță este mult mai interesant decât ce fac eu aici. Eu nici nu m-am gândit la treaba asta, dar teoretic pe un frig din ăsta nu știu cât de bine este să supui camera să filmeze. Am înțeles că cei de la GoPro scot acum o baterie specială ca să filmez cu ea iarna, pentru că am înțeles că iarna pur și simplu bateriile nu au aceeași performanță, da? Și este destul de interesant. Văd că pe iPhone până acum nu am nicio problemă, dar cu siguranță săracul tot e înghețat, pentru că stă acolo doar într-o husă pur și simplu, da? Și mai ales cum el e așa eficient, nu vrea să încinge deloc, cu siguranță are niște temperaturi destul de scăzute.
vântul se aude că bate foarte, foarte tare aici în pomii ăștia mai înalți. Aici unde sunt eu pe stradă nu bate chiar așa de tare, dar unde sunt niște pomi mai înalți se poate auzi din plin cum bate vântul. Și aici cred că avem noi o casă care a mers la next level cu treaba asta de Crăciun, da? Ia uitați ce frumos au decorat aici. Foarte, foarte frumos. Chiar și înăuntru au pus o grămadă de chestii. Dacă stau să mă gândesc, chestiile astea nici măcar nu sunt așa de scumpe. Și dacă oamenii se bucură cu chestiile astea, eu zic că este fain. Chiar mi-ar place odată să vizitez un oraș din ăsta precum Tokyo, unde sunt atât de multe chestii luminoase. Chiar dacă multe dintre ele sunt reclame, mi se pare foarte tare acel look, la fel ca în Cyberpunk, da? Să ai atâtea lumini pe stradă, peste tot, ecrane și să fie așa foarte iluminat chiar și noaptea. Pentru că eu astăzi am ieșit cu chef de filmat, am uitat să-mi iau cel mai important lucru, căștile, da? De obicei aveam căști, în primul rând îmi țineau de frig la urechi să nu mă bată vântul, da? Și în al doilea rând mă ascultam ceva, mai ascultam un podcast și atunci aveam chef să fac mai mulți kilometri, să spunem, într-o plimbare din asta. Acum cu vântul ăsta și dacă nu am nici căștile, cred că încet încet o să mă întorc spre casă, pentru că pur și simplu deja se face târziu și vântul bate super, super tare. De când am ieșit eu de fiecare dată la plimbare, niciodată nu am avut un vânt care să bate atât de tare ca astăzi. Ca să nu mă înghețe complet mâna, am niște mânuși din astea de bicicliști, da? Mânușile astea sunt destul de bune și au acolo și niște chestii ca să pot să ating ecranul, da? Ca să pot să pornesc filmare și așa mai departe, să fac niște setări dacă am nevoie. Mânușile astea iară sunt foarte bune dacă vrei să filmezi pe o vreme ca asta. Un lucru care nu știu exact cum funcționează, sunt curios dacă acum când vin de la rece la cald, dacă nu o să mi se aburească lentilele pe dinăuntru la cameră. Sau poate știți voi cum funcționează chestia asta, ce sisteme folosesc producătorii astfel încât să nu se aburească lentila pe dinăuntru la cameră, da, când faci tranziția asta de la rece la cald. Pentru că cu siguranță de aburit pe din afară o să se aburească, da? Dar am văzut că după ce șterg lentila pe din afară nu am nicio problemă pe interior, da? Pur și simplu filmează ok. Știți cumva cum se face treaba asta? Oare totul este acolo închis ermetic cumva sau cum funcționează chestiile astea? Eu mă uit așa să văd cum iasă înregistrările și observ că de fiecare dată țin telefonul prea înclinat în jos, da? M-am obișnuit prea mult cu ecranele frontale de pe GoPro, cu ecranele frontale de pe camerele astea mirrorless pe care le folosesc eu. Asta mi s-ar părea foarte tare, să avem și pe iPhone un ecran frontal, adică în spate de fapt nu este frontal, în care să poți să te vezi atunci când filmezi. Un ecran micuț acolo ar fi foarte tare. Bineînțeles că este un cost în plus și foarte puțin oameni folosesc acel ecran, dar dacă stau să mă gândesc bine, foarte multă lume l-ar folosi pentru selfie-uri și nu ar mai face selfie-uri cu camera aia mică din față. Până de curând nu am folosit niciodată echipament mai profesional, să spunem așa, de munte sau de iarnă și de fiecare dată mă îngrozeam când trebuia să ies afară pe frig mare. Însă ne-am cumpărat niște echipamente, adică niște pantaloni de iarnă mai buni, niște geci mai bune, da? Și am observat că este o plăcere acum pur și simplu să ies afară, după cum spuneam. Așa că vă recomand și vouă, dacă poate vă vine greu să ieșiți din casă, pentru că este frig, pentru că ninge și așa mai departe, pur și simplu încercați să investiți în ceva echipament mai de calitate și veți vedea că este o experiență foarte plăcută. Chiar acum când bate vântul foarte tare, pur și simplu este plăcut să te plimbi, să asculti un podcast, să faci puțină mișcare. Haideți să încercăm o filmare și cu ProRes, dar acum înregistrez în ProRes. Teoretic, lumea spune sau Apple spune că filmând în ProRes vom avea o calitate mai bună. Din testele mele eu nu am văzut mare diferență, doar că fișierele astea sunt gigantice, da? Pur și simplu pentru un minut de filmare cu ProRes, care merge doar până la 30 fps, pur și simplu ocupi 6 GB de memorie și nu știu ce să zic, dacă se merită sau nu, pentru că, după cum spuneam, eu nu am putut să văd diferența dintre filmarea normală și ProRes. Acum este înregistrare în ProRes,
spuneți dacă voi observați vreo diferență, dacă vi se pare că, nu știu, zgomotul pe imagine este mai mic comparativ cu clipurile care le-ați văzut până acum. Și probabil lumea o să spună: Alex, nu ai încercat camera frontală, camera aia de selfie, camera din nociul ăla atât de mare pentru care avem acolo un spațiu dedicat, da? E bine, cam așa se vede cu camera asta frontală și vedeți că unghiul este destul de bun, bineînțeles țin mâna întinsă la maxim și am și un mini trepied, să-i spunem așa, pe care îl folosesc. Acum stau aici sub o lumină din asta stradală, pentru că altfel, bineînțeles, calitatea imaginii ar fi foarte proastă, nu o să putea să vedeți nimic, nu este un senzor foarte bun ăsta, pentru că este un senzor mic. Apropo de vloguri cu telefonul, eu îl urmăresc pe Marian Adventure, da? Un vlogger din Deva care se ocupă cu reparații de telefoane, deci este și el pasionat puțin așa de tehnologie, să-i spunem. Îmi place foarte mult cum face el vlogurile alea și toate vlogurile el le filmează și le editează pe un telefon, ceea ce mie mi se pare extraordinar, da? Având în vedere că eu de fiecare dată am nevoie de cel mai tare echipament ca să editez și așa mai departe, el face toată treaba aia pe un telefon. Deja a trecut de 50.000 de abonați și ce mi se pare mie că se aplică la el, da, conținutul este regele. Dacă eu poate aș vrea să fac clipurile la o calitate mai bună, el pur și simplu arată niște experiențe extraordinare pe care, sincer, eu nu m-aș risca să le trăiesc, dar el ne arată experiențele alea și mi se pare foarte tare lucrul ăsta. Ok, am ajuns acasă și am zis, haideți totuși să vă arăt setup-ul, dacă totuși v-am arătat un astfel de vlog. Ei bine, în fața mea se află setup-ul și vedeți deja cum a transpirat, pentru că era foarte rece afară. Observați cum se vede toată umezeala asta, da, despre care vorbeam, dar se pare că la lentile nu avem nicio problemă. Mă gândeam că poate o să se aburească lentilele. Cam asta este setup-ul meu, da, bineînțeles avem aici iPhone 13 Pro Max, care funcționează destul de bine, aș putea spune. Uite că e lumina prea tare pentru cameră, da? Cam așa arată toată treaba. Sunt aici conectat în jack-ul ăsta Lightning cu un cablu special de la Rode, de la USB tip C la Lightning, și folosesc aici un adaptor Rode Wireless Go 2. Și, ei bine, microfonul lavalieră pe care îl folosesc se află chiar aici. Este prins cu un magnet și cam așa arată microfonul lavalieră, se încarcă cu USB tip C și mai mult aș putea să folosesc doar microfonul ăsta pentru că poate înregistra pe memorie internă, deci nu ar trebui neapărat să am acel modul, dar bineînțeles este mult mai bine când ai audio direct pe filmare, așa că din cauza asta folosesc și acel modul. Și un lucru mic pe care îl am aici, asta este o telecomandă din aia prin Bluetooth despre care spuneam, pe care o poți conecta cu telefonul și poți să pornești de aici pur și simplu filmarea. Bineînțeles, poți să folosești și butoanele de volum ca să pornești și să oprești filmarea și vedeți, aici este LED-ul ăla care pur și simplu m-a luminat atunci când am filmat, LED-ul de la cameră. Setările pe care le-am folosit, după cum vă spuneam, 4K 24 FPS, mie mi se pare că pe lumină scăzută este cam cea mai bună setare. Nu o să se simtă așa de smooth ca 60 FPS, dar mai bine să se vadă ceva decât să nu se vadă nimic, dar să fie smooth, nu? Voi ce părere aveți? Și cam, da, cam astea au fost toate setările pe care le-am utilizat. Ok, cam atât din partea mea pentru clipul de astăzi, aștept orice întrebare în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!